Sărut mâna, dăm voie să te iau în brațel. Mulțumim mult de tot. Salut, campionule! Salut, salutare tuturor! Ce mă bucur să vă văd împreună aici. Unde vreți să stăm? La canapea, la bar? Unde vă unde simțiți voi cel mai bine? Suntem acasă la tine. Da, dar unde vreți simțiți voi de asta? Voi sunteți hai ca pe canapea. Hai pe canapea. Hai, voi, tu ești aici ca la tine acasă, că tu ești prietenul nostru de atâta timp și mă bucur mult de tot. Numai o secundă, la tine pe spatele tricoului nu scrie nimic, numai că la Simona pe spatele tricoului am văzut că scrie antrenor. Scrie antrenor, da. Păi și cum stau lucrurile, adică? Păi avem tricouri și așa și, adică și cu antrenor pe spate și fără. Deci ea e și antrenor? Astăzi, nu. Nu e antrenor. Ea se ocupă, tot ce este de gimnastică, de aparatură în sală, mă ocup eu. Ce este de birou, de înregistrări, de relația cu părinții adică, și așa mai departe. Munca mai grea la ea. Exact. Munca mai grea la ea. Da. Simona Carme și Marian Drăgulescu, oameni buni, formează o familie. O să vedeți imediat despre ce proiect este vorba. Ai zis-o așa, înainte să intrăm ca o noutate. De cât timp sunteți? Suntem noi nou. Noi suntem de 3 ani împreună. Dar n-ați fost niciodată, nu ne-am văzut împreună aici. Ce nou este Academia. Da, într-adevăr. Da. Ea astăzi trebuia să ia o pietricică în gură, pentru că este prima dată când apare public undeva. Și a avut mari emoții și cred că încă mai are. Mulțumesc zis, mult de tot că și tocmai la Măruță, unde e maxim de audiență. Zic, băi, stai liniștit că ne știm de atâta timp. Plus că a zis, mă bucur că l-am cunoscut pe Cătălin înainte în aeroport. Eu plecam cu David în Austria la o cursă de motociclism, iar ei doi oameni buni plecau ca doi îndrăgostiți într-un city break în Veneția, unde s-au dus foarte frumos, romantic. Iată, și asta s-a întâmplat anul ăsta, adică după 3 ani, dragostea merge mai departe. Deci, atent, a fost pandemia. Da. Eu am plecat și la Survivor, încă nu se terminase pandemia. Exact. Și când am venit, ne-am apucat și de proiectul ăsta și... Și e și... ca pe roate. Da, exact. Dar cum ai cunoscut? Da, Carmen, cum v-ați cunoscut? Hai să o luăm așa un pic cu începutul pentru cei de acasă. Păi, el s-a mutat în bloc unde eu lucram. Vecina. Atât. Vecina, că nu locuia acolo. Păi lucra nu, acolo. Păi lucra acolo, dar tu te-ai mutat în bloc și unde lucra. Și făcea prea mult de acasă până la servici și am zis că ai mai bine cu liftul, că ajungi mai repede jos, la parter. Știi? Stai un pic. Și de ce? Stai să ne povestească. E așa, zine tu mai departe. Deci? Și așa, ne vedeam mai mereu. Ne-am tatonat din priviri vreo câteva luni bune. Da. Da. Și ți-aduce aminte prima dată? Cine a făcut, cum a făcut Marian în primul pas? Da, normal, da. Până mi-a făcut curajul. Ce ți-a zis? Lasă-mă să aflu eu de la ea, că ea din prima dată la emisiune să spun altfel. Vorbim despre Academie. Vorbiți despre Academie, normal. Dar să vedem cum... Păi, na, ne tatonam tot timpul din priviri, începuse să mă salute, ne salutam... Tot timpul, na, dacă ne vedeam zilnic. Mă, făceau mișto colegii, știi? Că eu salutam că ei ieșeau, mă rog, fiind mai mulți acolo din filmul, ieșeau afară la aer, că, na, stând la birou, mai trebuie să faci pauze. Pauze, da. Da, și zicea că Marian ne salută pe toți doar când ești și tu pe aici. Iar eu nu știam asta. Eu nu știam, pentru că nu vedeam că dacă eu nu sunt, el nu salută. Și nu credeam. De ce doar vedea? Păi, el de obicei salută pe toată lumea, dar acum, nemai văzând domnișoara blondă la geam, trecea rapid către lift, știi? Da, și până și-a făcut curaj într-o zi să mă invite la o cafea. Și de acolo la etajul cât ai zis, de acolo bem o cafea tot la mine? Și de acolo a început totul și sunteți de 3 ani împreună. Da. Ce fain. Iar acum aveți proiectul ăsta împreună despre care ziceai, Academia Marian Drăgulescu, am văzut și tricourile și e visul tău care ți se îndeplinește, asta spuneai. De vreo 10 ani, știi? Și sunt persoane care m-au inspirat în această direcție, Nadia Cumăneci, care are și ea propria Academie, Gheorghe Hagi, care îl stimez, mai nou și Cătălin Moroșanu și am zis, măi, e și datoria mea până la urmă exact să întorc, să atrag copiii și să le să-i atrag către tainele gimnasticii. Dar tu ești cel mai tare gimnast din România, campion olimpic, ai toate medalele posibile din lume, băi, ești cel mai tare din lume, adică olimpic din lume, nu din România, din lume. Era normal să faci academia asta. Mulțumesc, da, să știi, și mi-am dorit o academie cum am văzut pe afară, prin Franța, prin America, și pare că visul mi s-a împlinit, sincer, e un vis de foarte mult timp. Și este visul meu devenit realitate, la care amândoi am contribuit. Amândoi am lucrat în ultima perioadă să putem realiza acest și îndeplinire. Dar știi când vorbești despre academia asta ta, că ți se luminează așa fața și ochii și automat... Deci eu tot... cred că visez, sincer. Deci a ieșit atât de frumos, pe cuvântul meu, deci... Și toată lumea care a venit acolo. Cât de important e să fie în jurul tău, să fie lângă tine o femeie puternică sau care să te... Asta vreau să zic. Haide să facem. Am susținut foarte mult. Să te susțină, nu? A durat atât de mult timp
cred că primim lucruri în viață atunci când le merităm, când suntem pregătiți să le facem față și când avem un echilibru în viață, când avem lângă noi persoane care ne dau încredere în noi, ne susțin și cred că, exact asta cred s-a întâmplat. Da, a fost momentul potrivit ca să punem în practică acest vis. Ce frumos. Și aici văd imagini, deci practic să înțeleagă cei de acasă, sunt oricine poate să vină la academia asta, nu? Copii cu vârste între 3 și 14 ani, vreau să zic că a fost atât de electrizant pentru copii, că normal ne-am gândit aveam noi în plan un program, așa, aveam un program, să te împanglica și pe urmă să intre copii. Na. 5 minute au rezistat copiii și pe urmă i-am văzut atârnați de paralel. Se agățase unul, uite, el e băiatul Alinei Dumitru, da, campioana noastră olimpică, uite, pe inele. Se agățase pe paralel și se prinsese de tavan. Când l-am văzut să nu se facă rău, zic, oameni buni, stai un pic, puțină disciplină. Dar a fost frumos, frumos. Nu e ușor. Îți dai seama și acum toată lumea te poate găsi la academia ta, practic, și te gândește copiii care vin acolo să fie ca viitori sportivi, să facă performanță sau noi aici facem, e doar să prindă gustul? Noi facem inițiere în sport. Ca să ne gândim la sportul de performanță, trebuie să mergem corect, să învățăm să mergem corect, să alergăm corect, să putem să ne cățărăm, să putem să sărim, să nu ne împiedicăm atunci când alergăm și așa mai departe. Dezvoltăm coordonarea, motricitatea, echilibru și așa mai departe. Pregătim copiii pentru un stil de viață sănătos, dar și îi pregătim și pentru performanță și chiar dacă vorbim pentru gimnastică, cât și pentru alte ramuri sportive. Noi facem, învățăm copiii elemente de bază din gimnastică, simple, să zic până la un anumit nivel. Mai departe pentru un alta performanță, îi vom îndruma către cluburile Steaua și Dinamo. Depinde cum sunt mai aproape. Da. Eu fac în continuare predau un alta performanță la clubul Steaua. Iar aici încercăm să-i aducem pe cei mici să facă mișcare, foarte să creăm frumos o bază de selecție pentru gimnastică și pentru toate celelalte ramuri sportive. Să dăm și legătura purtătorului de cuvânt, cum e pe Instagram, unde găsim Academia pe Instagram? Asta vreau să zic, ne găsiți pe Instagram și pe Facebook, Academia Marian Drăgulescu, sau pe WhatsApp la număr de telefon. Toate informațiile sunt pe Facebook și pe Instagram. Academia Marian Drăgulescu. Adică n-ai cum să nu găsești. Academia Marian Drăgulescu. Da. Marian Drăgulescu, campionul, gata, Academie. Foarte ușor. Ne găsește lumea foarte ușor, mai ales acum în zilele noastre cu site-urile de socializare. Vă găsește lumea foarte ușor și sper să vină cât mai mulți copii, pentru că mi-a plăcut ce ai zis. Încercăm să-i punem pe drum în viață. Tricouri și pentru David și Eva. Îți mulțumesc și te aștept mult cu drag. Din, pentru că mi-a plăcut ce ai zis mai devreme, că vrei să-i pui pe copii pe un drum al sănătății și al educației în viață, știi? Foarte important. Și eu mă gândesc că e foarte important. Da. Mai un pic, acum să trecem și... E nevoie la noi în țară de chestia asta, pentru că ducem lipsă. Exact. Dar tu ești doamna inginer de profesie? Eu sunt, da, inginer proiectant. Firma Eva a făcut chestia asta de care atârnați voi, pe aia inginerul a desperiat lumea. Uite ce mică e lumea. Cum adică? Aici... Ultima schelă pe care ați pus-o aici, da, acum 3 luni, sau cam ceva așa, de genul. Da, da, da. Da. Firma Eva s-a ocupat de asta. Foarte deci, tare. Uite. A fost scump, au plătit mult, dar... Nu știu detalii. Și cum, deci tu ce, ești inginer, deci tu lucrai la firma respectivă ca, da, ca inginer și ai renunțat? Da. N-am renunțat total, în continuare mai fac. Mai are niște extra proiecte, dar da, nu mai extra, este da, angajată. Nu mai sunt acolo angajată acolo fizic, mai fac extra, dar mă ocup și de academie în continuare. Și acum tu stai în bloc? Nu mai stăm. Nu mai stăm, ne-am mutat și acasă. Adică am făcut multe în perioada pandemiei. Dar chiar ați făcut mult. Da. De când ea proiect acasă. Era deja a verificat totul. Da, am verificat, da. Dacă e ok. Și atunci înseamnă că o să fie și nuntă? Da, să sperăm. Da, păi adică dorim. Momentan am fost foarte aglomerat cu acest proiect. Când a fost pandemie? Ca cine, să ne gândim la... Cine făcea nuntă în pandemie? Nu, dar de asta mă gândesc, da, mă gândesc ne și gândim asta și la căsătorie și la copii. Ne dorim, ne iubim copiii. Ne ocupăm, lucrăm cu copiii. Deci nu... Băi, ce frumos. Mă bucur mult de tot. Și mie, mi se pare întotdeauna, când tu povestești despre toate lucrurile astea, zici că acum începe un nou drum în viața ta, știi? Da, am emoții. Adică mi se pare și... că acum zici că ai terminat, nu știu, școala și de acum începe viața. Foarte fain să ai energia asta bună. Da, da, e un nou capitol în viața mea, în viața noastră. Mă bucur că și ea face parte și s-a implicat foarte mult în acest proiect. Îi face plăcere și ei și da, mă bucur despre ea.
Da, știi ce vreau să te întreb? Ai avut prieteni sau apropiați care ți-au zis dragă, ai grijă, Marian Drăgulescu, totuși campion, dragă, tu ești inginer, de ce te duci cu un sportiv sau ceva? Nu, nu. Chiar nu. Adică a fost, m-au susținut, chiar s-au bucurat. Ce bine, n-am spus din prima, adică nu? Am lăsat să treacă o perioadă ca să anunț. Și familia a aflat din prima oarecum? Nu, un pic mai târziu. Na, bine, mai târziu, nu foarte târziu, cred că la 3 săptămâni. Și cum te-ai dus, mamă, tată, vreau să vă prezint pe Marian. Da. Și? Și, na, la început nu a fost chiar așa, adică a fost șocul. Cum? Altcineva nu găseai? Da, ne trebuie acum o vedetă, au campionul mondial numărul 1 din lume. Da, și? Dar, na, l-au cunoscut, știu ce fel de om este și sunt foarte încântați și fericiți. Care sunt trei lucruri pe care trebuie să le știe toată lumea despre Marian Drăgulescu? Că este un om foarte calm. Trei lucruri? Da. Deci are calm. Emoții. Stai, calm? Da, este foarte calm. Mă ajută foarte mult cu... Cu orice, adică cu săritor orice, imediat. Da, foarte săritor. Și simt că mă iubește. Eu sunt convins că foarte mult. Da. Da. Și trei defecte? Nu. Nici defectele. Sincer, nu am găsit defecte. Nu știu. Pentru mine, nu am găsit defecte. Pentru mine, el e perfect. În ochii mei, poate pentru altcineva nu. Dar în ochii mei, el văd cum trebuie. Eu înțelege foarte bine, ne completăm foarte bine. Sunt anumite situații în care eu aș vrea să-i spun ceva și deja ea... Da, telepatie. Da. Știi de ce ne întreb chestia asta? Pentru că de foarte multe ori poate oamenii primești cu recidență. Zic, bă, Marian, stai că mai fost căsători, stai că copii, stai că... Nu, că te bă, dar nu se oprește viața atunci când divorțezi sau când se întâmplă să nu te mai înțelegi cu o persoană. Viața merge mai departe până când se pune stop de tot și nu mai ai ce să faci. Dar până atunci ai iubit viața și... Adică mi se pare că, exact ce ziceam mai devreme, parcă acum ai terminat școala, ai 19 ani și parcă acum o iei de la început cu drumul viață. Știi că te gândești că ajungi la o vârstă în care nu mai poți să le faci. Și încerci acum să te bucuri și să faci cât poți de mult. Deci Instagramul pentru Academia, Academia Marian Drăgulescu, că întreabă lumea pe numărul și Facebook, de WhatsApp. Academia Marian Drăgulescu pe Instagram și acolo puteți să aflați mai multe informații. Tu câți ani e acum, Marian? 42. 42. No, mulți înainte. În decembrie, încă nu i-am. Mulți înainte. Deci pot să zic 41. Da, gata, nu mai particip la... Nu mai. Nu. Eu aș vrea, dacă puteam până la 80 de ani, dar să știi că... Mă bucur, dacă făceam până 80 de ani, nu cred că mai aveam timp să deschid academia. Și să știi că vin multe bucurii și din partea asta și din partea... Uite, am pus și noi Instagram-ul pe ecran să-l vadă cei care se uită la noi, dar ți-am zis, e foarte ușor de reținut împreună la Academia Marian Drăgulescu, adică nu e nimic complicat. Să știi că venim ne și găsesc, noi să ne antrenăm să audă. Să știi că arterea a fost deschiderea și ieri am avut primii copii. Și deja lumea a început să posteze pe conturile lor experiența pe care au trăit-o la sală și... Mă bucur mult de tot pentru tine, ți-am zis că venim și noi. Îl bag și pe Ciucă la cal cu mânere. Ai acolo? Putem să creăm niște de-astea trasee de parcurs, da? Să-l ajute pentru Survivor. Tu încă sper că se duce la Survivor. Și eu. Mă, îl ajutăm cu toții. Nu știu dacă tu o să poți să te lipsești de el, că o asta fie, nu știe. O să fie greu, dar ținând cont că e visul lui și dorința lui, jur că mi-ar plăcea mult de tot. Dar ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Doamne ajută să se întâmple. Fii atent. Nu e așa ușor. Nu e ușor. Vă mulțumesc mult de tot că ați trecut pe la noi. Mulțumim. Aveți grijă de voi și vreau să-mi promis că mai vii la emisiune. Încerc. Și atunci când e anunta, să ne dai un mesaj, să ne spui, vă place rochia mea de mireasă? Perfect, mulțumim mult, campionule. Pe linie directă. Aveți grijă de voi și unde plecați următorul weekend sau celălalt, ceva de dragoste? Eu plec la Bacău, acum am concurs cu cei de la Steaua, competiție, în weekend. Mă obișnuisem cu tine, Veneția, Roma, da, dragoste. O perioadă... Le facem pe toate, dar nu deodată. Le mai lăsăm. Vă mulțumesc mult de tot. Hai, baby, așa-i zici? Da. Baby, mulțumim mult de tot, vă pup, aveți grijă de voi. Mersi.